A început un haos în aeroportul Henri Coandă, principala poartă aeriană a României, unde anul trecut au trecut peste 13 milioane de oameni. Și au trimis oamenii, sute, mii de oameni la cozi. Cozi uriași au stat. Am înțeles prima dată că sistemul informatic al companiei Tarom a picat. Și toată lumea dădea vina pe Tarom. Vezi, Doamne, s-a stricat sistemul de check-in al companiei Tarom. Ei bine, nu! S-a stricat sistemul informatic al aeroportului și mai mult decât atât, oameni binevoitori din aeroport mi-au explicat faptul că la un moment dat nici benzile bagajelor n-au mai făcut față. Da, bună ziua încă o dată, emisiunea dumneavoastră noastre, vreau să vă prezint invitații de astăzi, invitatele de astăzi sunt patru doamne. Pentru prima dată în emisiunea dumneavoastră noastre sunt prezente patru doamne. Vă prezint pe Cristina Zbân, jurnalist G4 Media, știe transportul de cel puțin 10-12 ani, tot ce înseamnă transporturi. Adriana Georgescu, consilier PNL sector 1, știe foarte multe lucruri din Ministerul Transportului pentru că a fost angajat ca și director, din ce mi-aduc bine de aminte. Doamna Paula Pârvănescu este fost secretar de stat în Ministerul pentru IMM-uri, în prezent Invest România, este președintele Business Chamber. Bună ziua! Bună ziua! Și doamna Adriana Iftimie este director general al Federației Patronatelor Societăților în Construcții. Bună ziua! Bună ziua! Mă gândeam toată dimineața cum să vă prezint, pentru că știți transporturi cât vreo 20 și ceva de jurnaliști, ca să spun construcții. Așa. Construcții. Transporturi și construcții, stimată doamnă. Da, mulțumesc pentru apreciere. Bună ziua și mulțumim că sunteți în cadrul emisiunii Drumurile Noastre. Cristina, la ora 7 ne-am trezit cu degringolada și cu haosul din aeroportul Henri Coandă. Cum vezi tu acest aeroport unde se investește sau de unde se câștigă zeci de milioane de euro anual și nici măcar toalete nu avem? Toalete modernizate, toaletele anului 2020, nu anul 90. Da, bine v-am găsit în primul rând, mulțumesc de invitație. Este, noi am mai vorbit la această emisiune despre problemele pe care sunt în momentul de față la Compania Națională Aeroportul București și problemele care sunt pe aeroportul Henri Coandă, principala poartă aeriană a României, principala poartă a României, punct de fapt, în momentul de față. Ce-i drept la sistemul informatic de check-in? Nu a avut să se împună acum probleme, a apărut sără probleme pe alte părți, cozile de la pașapoarte, verificare de pașapoarte, la securitate, problemele cu aeroporturile sau cu diverse lucruri care se stricau prin aeroport și nu erau reparate și au fost semnalate de mai mulți ministri ai transporturilor, care s-au limitat din nefericire doar a semnala acele probleme pe Facebook sau în conferințe de presă, lucrurile nu s-au îmbunătățit foarte mult. Este un program acolo de reparații și modernizare de care ar trebui să se țină cont și care ar trebui să se deruleze. Înțelegem că problema de astăzi era de la un upgrade care s-a făcut sistemului și care a mers prost la un anumit moment. Sigur că este o situație extrem de neplăcută pentru toți călătorii care au avut astăzi treabă în aeroportul Henri Coandă, în aeroportul Otopeni, mai ales că știm că perioada de dimineață este și cea mai aglomerată din zi, de fapt. Sunt extrem de multe curse care sunt programate la ora respectivă și ceea ce ar trebui să țină cont probabil toți directorii generali care se tot plimbă la câteva luni prin fotoliul de șef al acelui aeroport este că o companie care are în administrare o infrastructură atât de importantă pentru România nu ar trebui să-și propună neapărat să facă profit la final de an și să aibă niște bani pe care să-i trimită înapoi sub formă de profit sau dividende statului, ci ar trebui să investească acești bani pentru a-și rezolva din problemele pe care le semnalează toată lumea până la urmă. Sau se împartă sub forme de prime, sau se împartă sub orice altă formă de bonusuri. Hai să nu împărțim bonusuri, să facem lucruri Adriana pentru a îmbunătăți situația în aeroport. La ora 10 și un pic. Ministerul, compania aeroporturi Henri Coandă, compania națională aeroporturi București ne spune așa. În această dimineață, aeroportul internațional Henri Coandă, sistemul internațional de telecomunicații aeruna UTC SITA a înregistrat o disfuncționalitate. Acest lucru se întâmpla undeva în jur de ora 7 dimineața. Noi primim un răspuns de la statul român în jur de ora 10. Eu m-am trezit în jur de ora 7.
cu un telefon din aeroport de la un pasager și nouă ne spune, statul român ne spune, aeroportul undeva în jur de ora 10, știți, a fost o problemă cu sistemul informatic. La un moment dat au apărut și curse anulate, deși acele curse erau efectuate. Mai era un pic să intre un hacker și să ne scrie ceva pe acel panou de plecări și sosiri. Da, după cum știți, eu reprezint partidul care are guvernarea în momentul acesta și bănuiesc că directorul general pe care de curând l-am implementat în acest management nu a reușit să preia problematica sistemului informatic din aeroportul Otopeni. Comunicarea poate a fost una mai întârziată, dar sunt convinsă că o să încercăm remedierea și să recomandăm investiții pentru un nou sistem informatic în ceea ce reprezintă aeroportul Otopeni. Bănuiesc că infrastructura este deja neactualizată și ne-ar trebui o achiziție de un nou sistem. Și asta a fost chiar un semnal în sensul ăsta. Paula Pârvănescu, știi ce am impresia uneori când merg în aeroport, înainte de a continua comunicatul statului român de azi, mai sunt lucruri, că noi funcționăm în aeroportul Henri Coan de pe infrastructură din anii 90, să nu spun din anii 80. Statul român spune, statul român, aeroportul Henri Coan, unde noi plătim, că în total 40 de zboruri programate, 40 de zboruri au fost azi dimineață. 40 de zboruri. Socoteți dumneavoastră cât, nu știu, mii de oameni au fost în aeroport. Ei spun că în jur de ora 03:10 a început operațiunea de upgradare a sistemului și vezi, doamne, în jur de ora 4 a fost înregistrată prima disfuncționalitate. În jur de ora 7 noi am început să primim telefoane din aeroport. Dar nimic paralizat. Instituțional. Deci nimic. Instituția la momentul respectiv, la ora 7 dimineața, nu a spus nimic până la ora 10. Până la, cred că 10 și 12 minute era, dacă nu mă înșel. Când am primit acest comunicat sec, dar absolut sec. Subliniem faptul că zborurile care figurau anulate în această dimineață pe site-ul aeroportului au avut drept cauză disfuncționalitatea SITA. Păi acest SITA, eu credeam că e un domn SITA, dar nu, e un sistem. Acest domn SITA sau sistem, cum vrem să-l numiți, își permite să scrie orice pe ecranul ăla. Totuși, noi în aeroport ne ducem să ne informăm, nu? Tu îți duci copiii în vacanță și te trezești că cursa spre Salonic a fost anulată. Da, și pleci acasă. Plece acasă. Nu. Deci, în primul rând, știm cu toții greaua comunicare, să zic așa, și toate situațiile acestea care, în primul rând, trebuie să fie o prevenire pentru tot ce înseamnă pasager, mai ales în situația cu aeroportul, relația cu statul, ce s-a întâmplat acolo în dimineața aceasta. Da, nu este nici de anii 2020, nici de anii 90, chiar aș putea spune. Din păcate, știu experiența birocratică în ceea ce privește sistemul acesta de stat. Sunt convinsă că nu o să dureze prea puțin dacă ei se gândesc acum să modifice infrastructura încât să funcționeze internetul, încât să-și cumpere, să-și achiziționeze, nu știu, calculatoare, softuri, să facă așa un upgrade de pe zi pe cealaltă. Nu știu, le-aș da cel puțin un orizont de timp de 2-3 ani de zile, pentru că dacă vor mai avea și ceva contestații la procedura de achiziție, s-ar putea să pierdem mai multe curse decât ne-am putea imagina. Da, nu e normal totuși să ne gândim că ei nu, normal era ca ei să anunțe, mai ales că înțeleg că noaptea trecută s-a întâmplat acest. Ok, ei trebuiau să anunțe, eu zic, nu știu, sincer, era normal să anunțe această instituție a statului cu cel puțin 2-3 zile înainte. Nu era și normal să ne și anunțe. Păi asta zic, cu cel puțin 2-3 zile ca să la acea prevenire. Stați la coadă. Haideți mai repede, dragi români. Păi da, dar înțeleg că nu au fost probleme până la urmă atât de grave. Au fost mai grav a fost și de 60 de minute. Au fost întârzieri și de 60 de minute. Da? Spun ei. Da, au fost întârzieri. Eu sunt informat că au fost întârzieri și mai mari. Doamna Iftimie, statul român, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării, Compania Aeroporturi București, se numește. Are aeroportul Henri Coandă, unde anul ăsta se estimează 14 milioane de pasageri, și are aeroportul Băneasa. Aeroportul Henri Coandă
Noi o numim, noi îl numim perla ministerului, pentru că acolo sunt cele mai bune salarii, doamnă, acolo se face cel mai mare profit. Este compania din curtea transporturilor cu cel mai mare profit. Cel mai mare, doamnă. Având în vedere că toaletele, repet, sunt din anii 90. Azi dimineață a crăpat sistemul informatic. E normal în România în 2020 să pățim așa ceva? Știți, n-aș dori să intru foarte mult în detalii pentru că nu este momentul și nici nu am argumentele necesare, dar aș veni cu o chestiune pe care am spus-o de multe ori și o repet. Este doar o problemă de profesionalism și de responsabilitate. Sunt două chestiuni din cauza cărora noi suferim extraordinar de mult. Indiferent că ne referim la aparatul acesta funcționăresc sau chiar și în mediul privat avem aceste probleme de profesionalism și de responsabilitate. Dacă poate că ar trebui să facem experimente la un moment dat teoretic și niște oameni care răspund de astfel de probleme să lucreze, să zicem, în sistemul bancar sau în sistemul bursier, acolo unde se tranzacționează în secunde niște sume foarte mari sau cel puțin noi în zona construcțiilor avem multe, multe exemple când îți programezi să faci ceva și ai mașinile cu beton care așteaptă să fie turnat și tu te bâlbii că nu știi ce să faci cu ele. Deci revin la ceea ce am repetat de multe ori și probabil că mult voi mai repeta de aici încolo, profesionalism și responsabilitate. Cei, nu știu, 3-4 mii de oameni care au întârziat, probabil că ori fi avut legături, probabil că zburau undeva. Cine le plătește? Probabil că au pierdut conexiunile. Nu știu, credeți că o fi sunat? Alo, legătura de Amsterdam. Să nu plecați, că s-a stricat calculatorul la București. Mai mult decât atât, poate că oamenii ăștia aveau niște întâlniri foarte importante acolo. Da, mai mult. Întâlniri foarte importante. Poate că s-au pierdut niște bani din toată buluceana asta de pe aeroportul nostru. Nu știu, poate că vom învăța. Ca să fim așa puțin toleranți, din experiența aceasta vom învăța. Dar insist și o să devin poate prea insistentă cu această idee, responsabilitatea. Responsabilitatea. Azi dimineață, mii de oameni blocați în aeroportul Henri Coandă. Am primit un răspuns sau noi am forțat presa un răspuns de la aeroport, pentru că dacă noi nu forțam acest răspuns, nu-l primeam. Trec la un subiect sensibil și fierbinte. Am mai trecut o săptămână interesantă din transporturi și în această săptămână s-a semnat, eu îl consider cel mai important contract din Ministerul Transporturilor din ultimii 10 ani. Dosar la DNA semnat de șefii CFR SA. Și mă refer strict la acel mega contract de modernizare a căii ferate între Brașov și Sighișoara. Emisiunea Drumurile Noastre din luna octombrie a urlat în continuu, mai ales de când domnul Cuca a fost într-o vizită pe la Salonic și puncta faptul că trebuie să fim foarte atenți cu această licitație de 700 de milioane de euro pe calea ferată. DNA a deschis un dosar în acest sens. Cu toate acestea, ieri, în mare secret, am spus eu, Ștefan Edveș, și vă spun și de ce, la minister s-a semnat, în prezența ministrului Bode, acest contract de 700 de milioane de euro. După ce presa a publicat un material interesant despre fluxul banilor din transporturi pe site-ul Puterea, în câteva minute, Ministerul Transporturilor a și publicat imagini de la semnare și a și transmis un comunicat sec. Cristina Zbârn, știi foarte bine la ce mă refer.
cum vezi tu semnarea unui contract de 700 de milioane de euro pe Calea Ferată, contract anchetat de procurorii DNA astăzi? Bine, dacă stăm să așteptăm după anchetele DNA, nu mai semnăm cam niciun contract care în momentul de față este de valoare mare în România, pentru că, din nefericire, multe dintre anchetele DNA tergiversează de ani buni și ne trezim peste 10 ani că avem răspunsul la o anchetă începută în urmă cu 10 ani. Exact. Partea bună, hai să începem cu partea bună a lucrurilor. Partea bună a lucrurilor este că există în momentul de față un contract semnat pentru modernizarea aproape 90 de kilometri, cred că sunt, pe cele două loturi, da, de pe Calea Ferată Brașov-Sighișoara. Partea bună spun pentru că în momentul de față ne cam bătea Comisia Europeană la ușă să ne spună dacă mai vrem sau nu să cheltuim banii respectivi, pentru că lucrările sunt finanțate în principal prin fonduri europene. Am și pierdut o bucată din banii europeni în cei 4 ani în care noi ne-am tot judecat prin instanțe și s-au depus contestații după contestații. Vreo 30% din bani oricum le-am spus la revedere și așteptăm să vedem și să folosim următorii bani. Sigur, există anumite suspiciuni, întrebări pe care orice om și le-ar putea pune în această situație. Unul, de ce la Ministerul Transporturilor nu s-a făcut o conferință prin care să se anunțe semnarea acestui contract? Exact. Este un contract extrem de important pentru România și de o valoare foarte mare în momentul de față. Cred că este contractul cu cea mai mare valoare în momentul de față care ar putea să intre în lucru. 700 de milioane de euro, cred că sunt undeva la vreo, mi-am notat, 2,9 miliarde de lei. Nu sunt bani puțini, prin urmare, merita semnarea acestui contract un moment public în care să ni se explice niște lucruri, inclusiv faptul că îți propui să modernizezi 20 de kilometri de cale ferată în 4 ani, ceea ce mie mi se pare în momentul de față total nefezabil, urtându-ne la șantierele de pe coridorul 4 feroviar, deschise în urmă cu 3, 4, 5, 6 ani și care nu sunt închise în momentul de față. Nici acum. Unele din ele începute în 2011. Eu știu că au și 7-8 ani. Exact. Sunt extrem. Zeci de ani de întârziere. Exact. Sunt foarte multe contracte pe coridorul 4 feroviar întârziate. Să-ți propui pentru un contract de 89 de kilometri să-l modernizezi în 4 ani este nefezabil. De asemenea, eu am pariat că nu se termină în 10 ani. Adriana Georgescu, acest contract a fost semnat cu o firmă care a abandonat o autostradă în România și o cale ferată. Cum ți se pare acest lucru? Nu te întreb de ce n-a chemat presa domnul Bode. Îl vom întreba pe domnul Eu Bode. Eu nu pot decât să-l felicit pentru domnul ministru, că reușim să dăm drumul la absorție la fonduri europene, că reușim să semnăm contracte. Îmi cunosc echipa de juriști din CFR SA, pentru că i-am avut în subordine. Știu că nu trece nimic de departamentul respectiv și nu-și asumă acte cu probleme penale. Am decondus acel departament juridic, de sunt convinsă că filtrul și mecanismul, motorul intern al Ministerului, că și al CFR-SA, nu ar fi dus la o chestie gravă pentru noi. Nu putem decât să ne mobilizăm și să dăm drumul la absorție și să facem proiecte în România. De ce nu puneți problema la maniera asta? Că ne asumăm. Da, într-adevăr, este o anchetă în curs, dar asta nu înseamnă că se suspendă semnarea contractului atât timp cât nu este document în sensul ăsta. De ce guvernul Orban nu a chemat presa la semnarea unui contract de 700 de milioane de euro? Indiferent că se construiește cale ferată, o autostradă sau un pod. Eu am o experiență dinainte de funcția de secretar de stat, de 9 ani de zile, în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Suntem în anul 2020, știm foarte bine că exercițiul financiar 2014-2020 se închide acum și haideți să revenim o scurtă paranteză, dacă îmi permiteți, la acel pariu. În câți ani de zile se va implementa acest proiect? Eu pariez cu noastră că nici în 10 ani. Ok. Aici. Contractul de finanțare a fost semnat pe cât? Încă ceva. Știm foarte bine că legea achizițiilor publice te obligă ca înainte sau în momentul în care participi la procedura de achiziție la licitație să spui dacă ai sau nu subcontractori. Acum, aș vrea să văd dacă entitatea juridică care a semnat contractul de implementare al proiectului de execuție cu Ministerul Transporturilor are subcontractor sau face singur și atunci putem discuta de abandonatul lucrărilor, cele din trecut, adică care au fost motivele și cum o să-l ducă pe acesta la bun sfârșit. Și pe lângă chestiunea aceasta, comunicarea, da,
nu știm ce se putea întâmpla atunci. Poate că a fost mai bine să dea un comunicat după, doamna director, decât să facă dacă totul. Dacă prin procedura de achiziții publice așa a fost selectată și acea companie a fost câștigătorul de drept în urma, licitației, da, și a fost în urma o procedură stabilirii transparent. De către Comisia de Licitație, eu nu văd ce este ilegal în tot acest aspect. S-a semnat sau ce e rău? Fără să ne anunțe statul român semnarea unui contract de 700 de milioane de euro. Eu cred că ne-au anunțat pentru că a apărut un articol în presă. Nu că ar fi vreun neapărat. Mi-e greu să vă spun ce gândesc oamenii politici. Eu nu pot să gândesc decât tehnic și ca un inginer. Sunt obligat să comunice. Și în mintea mea este acum o luptă, adică privesc lucrurile din două direcții. Ca inginer constructor, având experiența constructorilor de până acum, să nu zicem 30 de ani, 20 de ani, un contract de 700 de milioane, 100 de kilometri de cale ferată, teoretic ar trebui să se poată executa. E un preț ok, da. Nu pot să mă pronunț asupra prețului. Este Comisia un preț stabilit într-o licitație publică. Presupun că este prețul corect. Nu știu. Dar, în momentul de față, având în vedere experiența și o sumedenie de exemple negative și tocmai s-a discutat aici despre zeci de ani de întârziere pe lucrări, aici, din păcate, trebuie să comentăm lucrurile realist. Noi, ca federație, pot să vă spun cu ce probleme ne întâlnim și ce anume duce la aceste întârzieri. Sunt nevoie să iau prima pauză. Nu mă rămâne decât să felicit constructorii că au fost foarte buni în a convinge CFR că merită acest contract. Pauză. Da, suntem din nou în platou, emisiunea Drumurile Noastre. Vorbim acum despre o autostradă în Moldova. În 2020 putem vorbi despre primii kilometri de autostradă din Moldova. Aș vrea să o întreb pe doamna Adriana Iftimie, director general Federația Patronatelor Societăților din Construcții, când a auzit vorbindu-se pentru prima dată despre o autostradă în Moldova. Auzim vorbindu-se despre autostrăzi în general de 30 de ani, eu nici ca inginer, nici ca cetățean nu pot să vorbesc despre subiectul autostrăzi cu vreo admirație, așa cum cred că nimeni nu poate să facă chestiunea asta. Este inexplicabil atât tehnic cât și financiar de ce în România nu avem autostrăzi de 30 de ani. În legătură cu autostrada Moldova, dacă ar fi să luăm lucrurile în serios, chiar serios, am auzit vorbindu-se în urmă cu câteva luni. Câteva luni? Da. Suntem în 2020, totuși. Suntem în 2020. În anii 90, vorbim despre nu s-a vorbit despre autostradă în Moldova? Serios. Vorbim despre autostrăzi de 30 de ani, despre autostrada Moldova, auzim vorbindu-se, eu am considerat că se discută serios, de jumătate de an, mai puțin de jumătate de an. Paula Pârvănescu, vei avea autostradă în Moldova. Ești deloc din Ploiești, nu? Sunt deloc din Mehedinți. Ah. Nu e în Moldova. Nu e în Moldova. E un pic mai departe de Moldova. Nu știu când vei avea autostradă în Mehedinți, nu pot să-ți spun exact, dar cel puțin dacă din, te vom duci avea la mănăstiri în toamnă, te vei duce pe centura Bacău pe autostradă. Pentru prima dată vom avea autostradă în Moldova. Un lucru bun. În guvernul Ludovic Orban în prezent. La nivel de semnarea contractului, eu aștept să văd, știți cum, nu am înțeles niciodată toată nebunia aceasta care se face în momentul în care se semnează contractul. Vorbesc și de variante de finanțare, am văzut și pe la Ministerul Finanțelor Publice și pe la Ministerul Transporturilor acum. Aș vrea să văd mai multă
nu știu, mai multă viață și mai multă comunicare în momentul în care se finalizează lucrarea, în momentul în care agentul economic primește finanțarea și reușește să-și ducă proiectul până la capăt și nu a avut surprize. Aici mă refer de schema 807, ajutor de stat de la Ministerul de Finanțe. Se semnează contractele, dar haideți să vedem, să respectăm termenii, să ne bucurăm că în 12 luni de zile, în 24 de luni de zile, acel proiect s-a întâmplat și nu tăiem panglica peste 10 ani sau, mă rog, cum spuneați mai devreme, îmi pare eu. Adriana, foarte bine, mult succes, mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. În 9 luni și nu citesc din vreo carte de povești pentru copii, în 9 luni s-a construit peste 50% din această autostradă de 16 km. Da. Se pot construi autostrăzi în România? Ce pot să vă spun așa în prima audiție din interior? Noi de 2 ani în cadrul PNL, în Comisia Internă de Transporturi și Infrastructura Partidului Național Liberal, ducem o politică în sensul de a lega România de Moldova. Chiar am avut întâlniri cu membrii PNL și cu cei din Moldova și ne-au solicitat foarte mult legătura și dezvoltarea infrastructurii România-Moldova. Avem nevoie pentru românii noștri de acolo și nu numai, și pentru moldoveni și pentru toată legătura cu țara, de o infrastructură și de conexiune. Mi se pare important ceea ce facem noi ca Partid Național Liberal în momentul ăsta cu această autostradă și să vedem partea pozitivă. Și bănuiesc că legat de contract, faptul că domnul ministru merge pe șantier și merge la fața locului și vede exact lucrările și deblochează discuțiile, poate nu se știe exact care este blocajul, înseamnă o verificare, o monitorizare în teren, ceea ce mi se pare un progres major față de celelalte guverne în desfășurarea și derularea și implementarea contractelor. Cristina, Adriana ți-a ridicat o minge la fileu. Un progres în plus față de celelalte guverne. Tu cum vezi din punct de vedere jurnalistic? Pentru că mergem pe șantier. De ce să nu mergem pe șantier? Se pare o implicare proactivă. Amintesc faptul că acest contract s-a semnat totuși în guvernarea PSD. Declarații mei, breaking news, referitor la tot ce se întâmplă în cazul Sorina Pintea. Persoana respectivă a beneficiat de asistență medicală, asigurată de personalul specializat din rețeaua medicală a Ministerului Afacerilor Interne, fiind cazată individual. Ieri 5 martie, în intervalul 17:40-18:35, în contextul acordării asistenței medicale, medicul unității a adus la cunoștința persoanei respective și posibilitatea de a fi transferată la un spital penitenciar. Persoana a refuzat în scris transferul. Ulterior, în jurul orei 19, i s-a asigurat la cerere efectuarea unei convorbiri telefonice în condiții de confidențialitate cu unul dintre avocații săi. Prin urmare, contrar afirmațiilor și acuzațiilor apărătorului angajat, persoanei arestate i s-a dat posibilitatea transferului într-un spital din rețeaua Ministerului Justiției. Așadar, este regretabil că în spațiul public se prezintă informații neadevărate cu scopul de a denigra imaginea Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, vă informez că verificările dispuse de Ministrul Afacerilor Interne pentru clarificarea tuturor aspectelor din acest caz sunt în desfășurare. Totodată, vă reamintesc că în cursul zilei de ieri, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a fost postat în transparență decizională proiectul de modificare și completare a ordinului fostului ministru al Afacerilor Interne, numărul 14 din 2018, cu privire la organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv. Prin această modificare, medicul unității va avea obligația să comunice cazurile în care persoanele încarcerate cu afecțiuni medicale pot fi escortate fără folosirea mijloacelor de imobilizare, completând astfel excepțiile existente. Femeia gravidă, persoana în vârstă de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul cu vârstă sub 16 ani, persoana ale cărui afecțiuni medicale impun utilizarea tărgii sau căruciorului pentru deplasare, precum și în situații
reprezentate de afecțiuni ale membrilor superioare. Vă mulțumesc! Bogdan Despescu, declarații despre Sorina Pintea, pauză, revenim cu concluzii. Da, suntem din direct emisiunea Drumurile Noastre. Concluzii autostrăzii în Moldova. Doamna director general al Federației Patronatelor Societăților în Construcții, care este secretul constructorului român din Moldova care construiește autostrăzi în 2020? În 2020 ar trebui să construiască autostrăzi mult mai mulți constructori, nu unul. Din păcate, nu putem să vorbim despre un secret, ci despre faptul că multe firme de construcții în momentul acesta sunt decapitalizate, că nu au forță de muncă și că nu au puterea pentru a intra pe licitații să contracteze lucrări în calitate de antreprenor general. Sunt foarte puține firme care fac lucrul acesta, sunt firme puternice, dar sunt puține. Deci acesta ar putea să fie unul din secrete. Paula, secretul constructorului român, 30 de secunde. Consider că networking-ul e cel mai important și pe lângă asta, bineînțeles, potența financiară. Cu cât ai mai multe lucrări, cu atât expertiza îți crește și atunci știi foarte bine și zona de legislație și, bineînțeles, și zona din și informațiile din teritoriu, unde știi dacă e lucrarea sau nu. Secretul constructorului român. Competența PNL tehnică. Adriana Georgescu. Competența tehnică. Eu consider că au deja o rețea de oameni și de ingineri pe care i-au preluat din companiile de stat și poate din companiile mai vechi, care nu au mai fost atât de ofertante către ingineri și i-au menținut. Sunt companii românești mari care au în personalul lor tehnic personal de la stat și personal cu experiență care formează alții. Eu cred că e o pepinieră acolo și cred că asta îi menține în piață real, competență. Cristina Zbân, secretul constructorului român care construiește o autostradă în Moldova și un drum expres în Oltenia. Aș adăuga la ce au spus doamnele de dinainte, faptul că secretul domnului Umbrărescu, pentru că despre el este vorba, este și faptul că a beneficiat de sprijin politic și din partea Ministerului Transporturilor Răzvan Cuc, pentru că și domnia sa a fost pe șantiere și și-a exprimat sprijinul pentru lucrările pe care le desfășura firmele domnului Umbrărescu și domnul ministru Bode și-a afirmat sprijinul pentru acele lucrări. Sigur, este important ca ministrii transporturilor să înțeleagă că este nevoie să sprijin constructorii care se arată serioși și care vor să lucreze. Bun, și de asemenea aș spune și faptul că secretul domnului Umbrărescu este și faptul că muncește chiar dacă nu este plătit, pentru că în momentul de față, dacă mulțumesc, ne uităm, era 50% lucrări și la 25% noastre cu patru doamne, ne întoarcem de la fix, pauză de publicitate.